Bun salutare tuturor, numele meu este DS și azi sunt la un super mod pe acest canal unde vedeți cum arată jocul meu FIFA 22 Iar dacă noi o să-i dăm frumos la kick-off, orice, nu contează, un clasic match și selectăm aici România Totul pare super ok, totul pare ok până când dăm în jos și avem Liga a doua din România în jocul FIFA 22 Dacă vă place băieți acest mod, dacă vă place acest videoclip pe care o să vă prezint pe ciul care conține aceste echipe, nu uitați să apăsați pe butonul de like și curând -o, o să urmeze o carieră de manager din Liga 2 din România cu super echipă de aici, să spuneți dacă aveți vreo preferință. Avem cele 20 de echipe plus plus, mai avem încă una bonus la Rest of. Word. și dacă o căutăm avem și oțelul galați. Mai întâi de toate va trebui să răspund acum la câteva mici curiozități, la întrebările care ce mai probabil o să fie în comentarii. Unul la mână, modul este creat de cei de la GMP Editing, aveți Facebook-ul lor și Discord-ul lor în descriere. Ei au creat așa anii trecut tot așa moduri cu Liga 2 de România sau chiar au creat și Liga 1 din România pe vremea când nici măcar nu exista Liga 1 în FIFA. Modul va fi disponibil public de pe data de 1 mai și va costa 8 euro. Detaliile puteți vedea foarte clar și pe Facebook-ul lor și pe Discord-ul lor. Intrați acolo pentru a vedea mult mai multe detalii și extrem, extrem de important, știu că zic asta iar și iar și iar, dar parcă sunt oameni noi care nu înțeleg sau poate chiar nu știu, modurile în FIFA. Efectiv, toate, toate modurile în FIFA merg doar pe PC, dacă aveți PS4, PS5, Xbox, orice consolă, nu merg modurile, nu puteți moda FIFA-ul. Și gândiți-vă că acum o să fac foarte multe videoclipuri cu Liga 2, A urmează o nouă carieră extrem de lungă și o să fac și cariera de jucător și o super carieră de manager cu transferuri. Bă da, vreau să fie mega, mega realistă și mie o să mi să-mi placă extrem de mult. Gândiți-vă că vreau să mai filmez încă un super mod, mai avem câteva moduri pregătite, știm că joc o pro de ceva timp. Momentul de față pe partea de carieră, este content. Dacă dacă aveți întrebări, evident le puteți pune și pe Instagram, acolo sunt șansa să răspund mult mai rapid, iar dacă ne uităm frumos la echipe, avem mai întâi de toate, vedem viitorul Târgu Jiu. Și dacă verificăm, vedem că jucătorii au fețele în joc și mi se pare foarte, foarte realist, pentru că jucătorii fiind de Liga 2, evident trebuie să fie mai slabi decât jucătorii de Liga 1. Adică normal, media ar trebui să fie de un 59-60 OVR, depinde. Au contat foarte mult pentru a decide OVR-ul jucătorilor, au contat foarte mult cota pe care au pe transfer mark, ca să fie realist, te vedem pe 2 do de 59 OVR. O să prezint cât se poate de rapid echipa, mă bucur că la majoritatea au încercat să pună fețele în joc, chiar dacă unei nu au efectiv o poză bună, unei chiar mai deloc uh, gheban, mamă, dar ce statistici. Sau nu, mai bine se prezintă aici în Kikov ca să vă arăt și tricourile care sunt foarte, dar foarte bine făcute. Și vedem acum un jucător, cum înaintează. Bine, vedem și pe Anisage, dar asta nu contează. Următoarea echipă este Cic Da, sau mai corect spus, Miercurea Ciuc, cu tricourile clasice. Evident, să știți că puteți pe o carieră în Liga a doua din România și putem promova. Sistemul de retrogradare, promovare funcționează perfect. Plus, plus, un mic avantaj față de celelalte peciuri. În acest mod avem și Super Cupa României, ceva inedit. Avem Super Cupa României, adică câștigătoarea campionatului se va lupta cu câștigătoarea Cupei României să fie foarte, foarte interesant. Dacă nu puteți achiziționa modul sau poate doriți, dar sunteți nerăbdători, vă prezint acum kit cum, cum sunt foarte bine făcute, jucătorii, poate pe unei chiar îi cunoașteți, Rțulescu, te-ar vedea pe Ilie, Matei, 50... mamă ce slabi Matei, la care a exagerat de mult mă, mă, Grecu de la Arge s-a folosit poza pe care a avut-o în FIFA și știți că anumiți jucători, ca de exemplu și Matei și Grecu, au fost și în jocul 22, au fost și în jocul FIFA 21 și da, o să aibă fix, fix aceleași statistici. E interesant cu Stanciu, mamă, dar că mamă, dau da, jucători, Fatai, care este fratele Fatai de la Argeș, dacă nu greșesc. E oricum o să merg și pe un uh, repede înainte, voi puteți pune pauză, te prezint și chiturile. Și când dăm acum la echipă, îl vedem pe Matis. Stokovic, mamă, lula, cum ce jucător 63 vere merită. El chiar merdă și roșu, 65 cu barbu, Aici nu mai era un jucător care o trecut pe la Dinamo. Lazar parcă -a jucat la aceste echip, dar sunt foarte mulți jucători care au trecut pe lângă întâi din România. Uite și Ion. Deac, fratele lui Deac. De fapt, ceva la care n-am cred că am fost atent. O să trec așa la majoritatea. Pârvulescu din cariera noastră. A jucat la Ucluj. Dacă îl țineți minte pe Pârvulescu de la cariera cu Petrolul, Ploiești, te -a și Manole. Am dat câți jucători S-au pus băieții pe crea și avem o echipă foarte interesantă Cu mulți străini O echipă care în realitate vreți să fiu sincer Chiar îmi place echipa realitate Care au jucători interesanți Aia me ogo Parcă a jucat la Chindia Târgoviște Vodă hm, Trec așa pe la fiecare cu Crișan, cu Gal Boboc. știu că au câțiva jucători străini care în realitate 64 VR, mobile care valorează 400.000 de, de euro și valorând pe Mar 400.000 de, de euro îl face și uh, unul din cei mai scumpi jucători care activează în Liga a doua din România și a fost la Academia lui Standard Liege. La un moment dat, gândiți-vă că acesta valora și 6 milioane și are 45 de apariții pentru Congo. Mă, păi un jucător de adus la carieră, clar. Nu știu cum a făcut să-l convingă, dar este un transfer foarte bun pentru ei. Și trec așa rapid pe la fiecare, pe unii mai știu, pe unii nu. Mai departe avem și Dunărea Călăraș, care dacă nu greșește, că în realitate retrogradează, să sunt pe loc de retrogradare, îmi pare rău de ei. Evident, dacă spre pe loc de retrogradare, au și un lot cam slăbuț, Îl vedem și pe Filip. Vedem pe primarul aici. Primarul. Mă, ăsta e jucător de adus la carieră. Primarul, 50 overeti, fac vedetă la 16 ani. Alexandru, mă, Sava. Și extrem, extrem de mulți jucători tineri, care evident au OVR-uri micuțe, pentru că valorează și foarte puțin. La fel ca Astra, Giurgiu, care a ajuns prin Liga 3-a. A vedem și FCU. Cluj, cu chiturile frumoase, Aici, aici avem o echipă mișto de prezentat. Cu Alexandru un atac, cu Haită, mamă, cu Fernandes, parcă e fost un jucător celor de la Farul Filip, un cu Filip. Brazilianul care a jucat la foarte, foarte multe echipe prin Liga 1 din România, dar și prin Liga 2. mulți jucători interesanți. Această echipă, dacă nu greșesc, ori se află pe locul 2, ori pe locul 3 de 100% va promova automat sau va prinde un loc de baraj pentru promovare. În în care o să fie vorba de baraj, cred că sunt niște acolo cu Dinamo. Vedem și Brașovul cu kiturile simple și cu mulți jucători interesanți aici cu Andronic un jucător care au apărut în Liga 1 din România, cu Tea Popescu de 57 de lungu. O echipă mă gândesc formată din tineri jucători și din rezervele jucătorilor de prin Liga 1 din România. Pe Mutu, te vedem pe Mutu. Trecem mai departe, ce aceste sunt jucătorii. Nici nu stau prea bine să-i analizez, Te vedem și Buzăul sponsorizat de Superbet. Păi dacă sponsorizat de Superbet înseamnă că sunt o echipă interesantă. Cu Kika Roșă, cu Malolo. N îmi plac, îmi plac echipele care au și jucători din străinătate. Și poza are Sălceanu, mai care o pus aici decât nimic. Cu Stoian, Keita, okay, te-am întors înapoi cu Manea cu Neicuțescu de la Dinamo, uite unde a ajuns, hm, slăbuți pentru el. După buză urmează și Metaloglobus, unde trebuie să aibă câțiva jucători acolo de tradiție. Cu Herea, Covidiu Herea, care are 36 de ani, cu Herea, fratele de 31, mamă, mamă. cu Vraciu pe aici, cu Mihaiu, cu Sin, Andrei Sin, cu Răuță, Sârbu, de o echipă care cel mai probabil conțin jucători pe care i-ați mai văzut, trec așa că se poate de rapid la fiecare. După care urmează Hermăștad, echipa Sibiului, care are o stea și jumătate și repet, dacă vreți mai multe detalii, puteți achiziționa pe de pe data din 1 mai, eventual o să mai vedeți câteva imagini și în viitoarele mele cariere, la vedem pe Paraschiv, dar Hora, Hora de 65, vedeți vedește Hora este mult mai bun. Cei de la Sibiu au o echipă interesantă cu Iliev de 66, vedeți dacă vă gândiți, bă, de ce are Iliev, un portar de Liga a doua din România, 66, vedeți care este exagerat de mult, sau de ce Hora are 65? Pentru că acești jucători au fost în FIFA 22 și au avut aceste overeuri. Păi Iliev, dacă a jucat la Dinamo în toamnă, evident, cei de la GMP Team au încercat să facă cât mai între ghilimele realist posibil, așa că au ales fix ce avea și în toamnă jocul Iuda 66 eu vrei, ei tot 66 OVR și mai sunt aici mulți jucători interesanți și Paraschiv a fost în FIFA și în dacă nu greșesc, cred că a fost în FIFA și Bejan, el cel puțin în 20, da, cred că a fost și la început în 22, sunt foarte, foarte mulți jucători aici, băieți, pe care ar trebui să-i știți, să trec rapid pe la fiecare, de la Herma asta trece direct la Petrolul, Petrolul care se află pe locul întâi și vedeți că n-are chiar un lot extraordinar de bunicel, ca să-l numesc așa, cu atacantul lor de 62 OVR cu viteză, asta e atacant de adus, cu bratul aici cu Țicu, băieți, ții, cu 65 overe. Păi este jucătorul României, Under-21, este capitanul celor de la Petrol, dacă nu greșesc. A fost uh, parcă adus la Jocurile Olimpice, nu, 65 VR, Nu, cred că e bun pentru el, vreau să zic că ar merita chiar mai mult de 65 overe, dar cred că este perfect pentru un jucător ca el. Sper că știți echipa de la cariera cu petrolul, C am făcut o carieră cu petrolul în 21, am făcut o carieră și cu oțelul Galați și aici sigur sunt foarte, foarte mulți jucători, l am avut și pe Coman, culmea că acesta era la o echipă care a și retrogradat, care nu se află în acest peci, dar l-am adus și după o perioadă parcă l-a transferat și uh, petrolul în realitate, după ce l-am adus noi în joc, am nimerit acolo un transfer, avem Polia și echipa de unde eu mă aflu, de unde filmez acest videoclip tehnica Iași, care sigur are jucătorii slăbulți. Cristea, cred că ar trebui să fie cel mai interesant de aici. Statisticile lui nu cine știe ce, tea cu brânză, stan cu plămadă, putea să fie puțin greu să le pronunț numele, dar vedeți aici echipa care sigur conțină foarte mulți jucători tineri. Iar după un poli avem altă poli, eram sigur, cu Rogoșic, care este oare italianul? Nu, este din Munte Negru. Știu că au aceștia un italian, dacă nu greșesc, care este jucătorul lui Samdoria și a fost împrumutat la poli. Te jucătorul lui Rapid, dar este împrumutat aici. Cu Păduraru, cu Morariu, știu că au câțiva jucători. Uite, italianul de care și vorbeam adineau, un jucător interesant, știind că este jucătorul lui Samdoria, cu Rus, care, uitați, da, aici este o mică greșeală, Rus, de fapt, este portar, uitați, Rus, a, ah, eu greșit poza, Rus are acea poză de acolo, acesta este Rus, care, la un moment dat, chiar vorbea despre el, pentru că era unul din cei mai talentați jucători și a fost la Academia lui Lazio, Rus, care, garanta dacă o să avem o carieră, va fi transferat la noi, trebuiau uh, doar pozele schimbate și mă aștept că această echipă să aibă foarte mulți jucători, bă, dar câți jucători au stat acolo, screzii? cei de la GMP Editim. După care acum avem Repensea, pe care am și prezentat-o foarte rapid. Rus, dacă tot vorbeam puțin despre el și era denumit Dona Ruma de România. Rus normal este jucătorul CFR Cluj este doar împrumutat aici. Plus, mai sunt, mai sunt câțiva jucători interesanți cu stoie, mamă. Vidrășan, Dobre și îi putem vedea după cum puteți. Stoica, ce pozare și stoica. Ce păr are de fapt și, mamă, din nou foarte mulți jucători la Timișoara. După care avem și steaua București, Cesea, steaua cu chiturile foarte bine făcute, la fel ca cele din realitate. Și vedem direct pe Chipirliu, mamă, nu cunosc echipa cu Coadi, Popa, Motoreta, în cea, nu dar nu prea știu jucătorii cu Beța Bălbărău, care am mă înțeles că este un portar care joacă extraordinar de bine Cu drăghici, nu mai țin Cred că l-am avut și pe acesta într-o carieră Când pare puțin cunoscut, cu Dragu, Uitați aici jucătorii După Steaua București avem probabil cea mai slabă echipă din acest peci Brăila Și gândiți-vă că Brăila se află în Liga a doua din România Și este mult mai slabă decât oțelul Galați din Liga a treia la Rest of Word, deci mai bine schimbați și voi acolo. Dar cine știe, dacă voi vreți să faceți un Creator Club, vă recomand să înlocuiți această echipă. Brăila cu leu, uite, cu foarte tineri, o echipă care garantat va retrograda. Ne apropiem de final, suntem la Unirea Constanța, avem numai Unire, Unirea Brăila și Kituka. ca puțin acolo copy-paste după cel al FCSB-ului, dar dacă nu greșesc, știu că era o echipă. În Liga a doua, care are, dar are Jumatii sau chiar mai mult, aproape toată echipa jucători tineri de la FCSB. Tudor, bă, de uite, cred că chiar asta este echipa. Seamnă și foarte mult. De fapt, da, asta este echipa. 80% din această echipă sunt doar cu jucători împrumutați de la FCSB aici. Avem și unirea Dej cu kituri interesante. Seamănă kitul ăsta 90% cu cel al lui din sezonul trecut. Doar că acela era negru. Pop, pop, pop. Uitați aici jucătorii. Trec rapid pe la ei. Cum probabil am și zis de foarte multe ori treaba asta în videoclip. Și după unirea de aici, unirea slobozia, numai uniri, uniri, uniri. Și mai avem depresat o echipă, chit că aceasta este ultima din liga a doua, unirea de care are acești jucători, sper că am trecut pe la fiecare, puneți-vă vă rog pauză dacă vă interesează. Ultima echipă este și oțelul galat și păi, băieți sper că vă place acest patch și sper că vă bucu acest videoclip de prezentare în care ați putut vedea acolo steluțele jucătorilor, care ați putut vedea foarte rapid câteva mici detalii, dacă mai aveți voi anumite sugestii puteți să le spuneți în comentarii, mamă, Neagu, capitanul de 63 OVR, pe merit, cu Unciu, echipă de Liga 3, sperăm să promoveze și să o vedem prin Liga A2 din România, fără să mai fie la Rest of World. Sper că v plăcut acest peci. Eu am foarte multe idei. Vreau să fac foarte multe clipuri interesante. Nu doar carieră. Urmează oricum ce am v-am zis. Cea mai tare carieră. Cariera mea preferată de manager. O să facem și cariera de jucător. O și o super carieră de manager cu... Foarte mulți jucători extrem de interesanți. Păi, în mod normal, ar trebui să avem, dacă sunt 16 în Liga 1, 20 în Liga 2, plus cea de la Rest of War, ar trebui să avem 37 de echipe. Din România în acest joc Ceea ce o să facă totul mult mai interesant Și urmează multe, multe experimente Hai băieți, băcumați și zis, Nu uitați să apăsați pe butonul de like Numele meu este Diez, vă la toți Să aveți o zi extraordinară Vă salut!